Consilierii locali lugojeni au aprobat inițiativa colegiului tehnic Valeriu Braniște de a accesa un proiect european de construcție și dotare a unei săli de sport în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Valoarea finanțării se ridică la aproape 6,5 milioane de lei, din care cofinanțarea Consiliului Local este de 2%. Cosmin Gheorghe, directorul colegiului lugojan, este bucuros că administrația locală a acceptat să gireze această finanțare și să se implice în realizarea proiectului. Colegiul tehnic Valeriu Braniște are de câțiva ani în planul de dezvoltare a școlii ideea de a realiza o sală de sport. Considerăm că în acest moment ceea ce avem noi la dispoziție nu este adecvată pentru pretențiile pe care noi le avem în secolul 21 vis-a-vis de desfășurarea orelor de educație fizică și sport. Credem că ora de educație fizică și sport nu ar trebui să fie făcută exclusiv în interiorul programului școlar, ci ar trebui să oferim elevilor șansa să desfășoare activități fizice și în afara programului școlar. În consecință, deoarece am identificat această oportunitate a programului operațional regional Axa Prioritară 10, ce vizează dezvoltarea, îmbunătățirea infrastructurii educaționale urbane, am apelat la experiența și expertiza Biroului de Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și împreună cu dumnealor și cu acordul domnului primar, căruia mulțumim pe această cale, am dat drumul, am demarat procesul de a scrie un proiect, astfel încât, în măsura în care se aprobă, la Colegiul Tehnic Valeriu Braniște, în anii următori, să răsară de nicăieri o sală de sport. Colegiul Tehnic Valeriu Braniște este școala din Lugoj care a reușit să obțină cele mai multe finanțări din programele Uniunii Europene.